Quase Mário Mário Mix, Mar, escritor, editor, a Republic de Moldova, lá do meu amigo. Este data de 24, penúltima zi a acestui mare eveniment important pentru noi și pentru dumneavoastră. Au prezentat aici, la standul Republicii Moldova, multe lume, mulți scriitori, multe lansări și prezentări pe carte, dar astăzi este punctul culminant al întâlnirilor noastre cu scriitori. În spatele meu se află cei mai mari scriitori, prozatori, compozitori ai spațiului românesc. Sunt titanii literaturii și muzicii românești din lume. Sau au fost numiți, este domnul Mihai Cimpoi, prozator și critic literar, este domnul Nicolae Dabija, poet și scriitor, și Eugen Doga, care ne-a proslăvit prin muzica sa în toată lumea. Vreau să spun că cea mai citită carte în Republica Moldova este cartea Temul Pietroanca. Cartea lui Mihai Cimpoi a ocupat locul întâi la Salonul Național de Carte din Republica Moldova și este cartea anului în domeniul literaturii și muzicii literare pentru anul 2012. Iar cartea lui Eugen Doga, recent apărută, sper că va fi cartea anului 2013 pentru în domeniul muzicii. Eu felicit aceste mari personalități pe dumneavoastră și vă invit să aceste cărți.